Haideți la Hora de Mână imediat, dar până atunci mergem la colega noastră, știți, pofticioasa redacție, o cunoașteți, Laura Lezis, care este împreună cu luptătorul gurmand, prietenul nostru Cristi Mitrea, unde la Târgul de Plăcinte din Parcul Iore, pentru că dacă și noi am avut concursul de plăcinte, iată, e la plăcinte înainte. Laura, te rugăm frumos, bună ziua, sunteți în direct. La. Bună ziua, la plăcinte înainte. Bine ne-ați găsit, cu plăcinta în mână. Păi am aflat că este târg aici în Iore și am zis, măi, n-am mai putut să mai gândesc. Le-am zis producătorului, trebuie să plec la târg să mănânc niște plăcinte, da, și să și gustăm niște lucruri. Și când nu gândești, nu e mai invit și pe Mitră, Zviclean, că zici că singură nu faci față. Și atunci am zis că mâncăm împreună. Știam că e foarte... Și te m-am pregătit. Știam că e foarte pofticios și l-am sunat și am zis, hai, vii la o plăcintă? Am venit. Aș vrea să și gustăm, da, să nu să venim degeaba. Da, vă stă și bine împreună, Mitru. Acum nu merge, nu? Da, ai văzut? Stai seama cât mâncăm împreună. Ne-am oprit la must, este primul loc în care... Deci vă s-au dus la plăcinte, s-au oprit la must. Ai cu dovleachie, da. Deci ne-am oprit, bineînțeles, la must, că din când în când plăcinta trebuie udată, nu o las mai din mână. Da, vreau să iau și din ăsta. Cristi vrea să ia și el un must. Da, poți să ia. Ăsta, explică și mie, cu căpșunica care e. E din căpșunele și atât? Da, e din căpșunic, un pic să iau de aici? Foarte dulce. Gust, da. Puteți să gustați. Păi nu, gust, stai așa. Ia vezi. N-ai tu butoare că poate de mundă, să platele, guste Mitruț. Asta zic. Mai aveți? Dar îmi dați și acasă, da? Îmi dă. Îmi dă, frate, toată lumea e darnic aici. Deci, festivalul de plăcinte e în Parcul Iore. Mamă, ce bun e, gustos. E în Parcul Iore, da, aici trebuie să veniți ca să bezi mustul ăsta de căpșunică și tămuios de hamburg. Nu oricare tămuios. Dacă hai nu știi, să mergem și la plăcinte. Bine, dar la gogoș mă duci? Guș, și la gogoș și la plăcinte. Haide, mamă. Cum stai tu cu asta? Sunt aici. Te ajut eu? Pot să mă ajut, asta, da. Zic. Sunt aici producător și din Oltenia, dar mie mi-a atras atenția doamna din Bucovina, pentru că eu sunt fan Bucovina. Oltenia? Da. De ce ai sărit peste Oltenia? De ce ai sărit peste Oltenia, Mitru? Pentru că am găsit. Repară problema. Stai. Fii atent. Să rămână. Să mă bine v-am găsit. Ce faceți, doamnă? Să rămână. Ce luați astăzi? Haideți, spuneți-ne, sunt cu Cătălin aici și ne-ar interesa ce v-ar interesa pe asta să gustați. Păi eu deja am luat niște plăcinte cu brânză, salată, plăcinte cu mere, niște plăcinte cartofi și varză. Deci ce ne recomandați acum? Dacă aș vrea să gust din gogoașă, o gogoașă simplă? Simplă, împletită. Gogoașă din Oltenia, adică nu, doamna, am pus mâna pe ea și am și luat-o. Gata. Ca un oltean adevărat. Mulțumesc frumos. Mulțumim mult, doamnă. Și mergem și la Botoșani, pentru că am găsit aici alivenci. Artă. Artă. Festivalul de plăcinte. Bună ziua! Săruna! Mi-au făcut cu ochiul alivencile dumneavoastră. Da, sunt, este cea mai veche prăjitură sau prăjitura lucrean, care este făcută din foarte multă brânză, unt, ouă, lapte, smântână și un pic de făină de mălai. Care e aceea, doamnă? Primele, da? Ia, dați-mi să gust! Dați-mi să drag! Da, de ce e prăjitura lucreangă? Pentru că el este singurul care amintește de alivencile moldovenești și nu amintește din copilărie. Aha, deci dânsul domnul Creangă ne-a spus. Fii atent, că vă spun eu, doamna, acum. Puțile grai moldovenesc. Nu am. Și ai zi? Puțin sărată, se simte mărarul. Și nu-ți place? Ea are o aromă și un gust. Eu la șef la cusit. Și aici aveți... Mamă, stați, doamnă, stați așa. M-am încurcat un pic, ciucă nu mai râde. De la must! Mitruț, am uitat să-i vezi că știi direct la Pro TV, da? Asta zic că am uitat, iartă-mă! Adică n-am uitat! Arta cu brânză dulce și tapide, o prăjitură de casă cu mere, o prăjitură de casă cu dovleac. Deci prăjitura aceasta cu de mere de casă arată fix ca prăjitura bunicii mele și am mai văzut aici ceva care îmi lasă gura apă, găluște cu prune. Se numesc gomboți. Doamne, să tăiem pe jumătate, să se vadă estetic. Da? Gomboți, în unele locuri se numesc gomboți, dar păi eu le zic găluște cu prune. Da. Cătălin, să știi că o să iau și în redacție. Foarte bine, păi tocmai de asta. Mi-a plăcut tactica da, ta, doamne, opriți-mă, doamne. De când așa, doamne, uitați. Așa, asta este o gălușcă. Ia viața. Numai două, puneți-ne, doamne, mai multe, că suntem mulți, să știți.
Se înfiripă ceva acolo, Mitruț și Laura Lezit. Vă lăsăm la plăcinte în sectorul 3. Pe Cristi Mitruț îl găsiți pe Instagram, unde postează de la festivalul de plăcinte. Vă mulțumim mult de tot, vă lăsăm împreună acolo. Sectorul, în Parcul Iore, nu? Sectorul 3, cred, nu? Ce? În sectorul 3, dar în Parcul Iore, de asta zic acolo. Cine vrea plăcinte, gomboț, mustă, nu uitați, puteți să vă duceți să serviți regulamentar.